E 8 martie. E despre femei. Femei curajoase, femei puternice, femei frumoase. Povești de viață, secretele unei cariere de succes și rețeta frumuseții. Le aflați în Bine v-am regăsit, prieteni, seară surprinzătoare la Madalin Ionescu Show. În prima parte, celebrele Ruby, Cristina Bolan și Carmen Negoiță vorbesc pe șleau despre relații, succes și bani într-o epocă în care bărbații par din ce în ce mai sensibili. La a doua parte vă prezentăm rezultatele unei anchete explozive la Sibiu. Medicii de pe secția ATI a Spitalului Județean sunt acuzați de rele tratamente aplicate bolnavilor de COVID și chiar de neglijențe criminale. Detaliile poveștii sau unei povești terifiante vin aici, la Madalin Ionescu Show. Iată titlurile ediției. E 8 martie. E despre femei. Femei curajoase, femei puternice, femei frumoase. Povești de viață, secretele unei cariere de succes și rețeta frumuseții. Le aflați în această seară. Ruby. Cristina Bălan. O seară spectaculoasă într-o zi specială. Dacă avem puțin noroc, mă veți putea urmări sau ne veți putea urmări și pe pagina mea de Facebook, Madalin Augustin Ionescu. Îi rog pe colegii din regie să mă anunțe dacă suntem live. Ei bine, în platou, Cristina Bălan, fostă vocea României, fostă componentă a trupei Impact, actuală mamă, soție, o mulțime de implicări sociale, o poveste uluitoare de viață. Bună seara, bine ai venit la Madalin Ionescu Show. Și la bună seara, bine v-am găsit! La mulți ani, o să mă deplasez așa. Ușurință. Eu, ca o doamnă, din bugetul nostru, stau aici, mulțumesc frumos, să păstrăm și o mică distanță pentru că ne impun vremurile, desigur. Protocolul, da, evident. Dar trecând peste partea asta, o salutăm și pe Carmen Negoiță, care se află în legătură directă cu noi. Bună seara, antreprenor. Bună seara. Influencer big time. Bună seara. Mă bucur să te revăd, Carmen. La mulți ani. Te-am mai văzut de mult. Da, la mulți ani și un buchet virtual de flori și ție. Mulțumesc. Sau ție, un buchet virtual, dar știi că îl trimitem cu drag. Avem o seară în care putem să lămurim o serie de aspecte, între ghilimele, legate de raporturile dintre bărbați și femei. De exemplu, în perioada asta bărbații se stresează foarte tare. Avem un fel de 4 sărbători ale femeii, că și Valentine's Gay, cum zic eu, Valentine's Day, sau Dragobete, 1 și 8 martie, cumva s-au transformat în zilele femeii. Și există o mulțime de crize conjugale sau crize în cupluri, drame chiar. Am auzit povești de cupluri care s-au despărțit după niște cadouri neinspirate în perioada asta, 1-8 martie. Cum e la voi? Dacă partenerii voștri vin cu, mă rog, cadouri care nu vă plac, cum reacționați, Cristina? S-a întâmplat așa ceva? Nu știu, am un partener foarte talentat. Noi suntem foarte talentați. Nu știu, noi ne facem cadourile, nu le cumpărăm. Super! Super sau pentru noi, e foarte super să spun așa. Nu este neapărat o chestiune care să se potrivească la toate cuplurile, dar pentru noi este o plăcere, pentru că e foarte simplu să te duci sau să comanzi ceva, că e varianta și mai ușoară, iată, pe internet. Dar soțul meu sculptează, soțul meu face tot felul de obiecte handmade foarte frumoase. Eu de asemenea, așa că nu ducem lipsă nici de inspirație, nici de materiale, iată, pentru că stăm la sat și avem lemn, piatră. Nu toți bărbații au șansa de a avea astfel de înzestrări. Adică unii nu sunt atât de creativi, nu au nici aceste talente, abilități, pentru că în momentul în care ești în zona asta de asta am artistică, spus că nu se potrivește la toată lumea, sigur. Unii vin acasă cu ce consideră de cuvință și de multe ori iese prost. Cred că gestul contează și nu cred că cel care primește ar trebui să, nu știu, ar trebui să comenteze darul. Atât timp cât el este oferit din suflet, asta ar trebui să conteze, gestul în sine. Ei oferit ceva, păi, dar dacă nu primești nimic, te super, nu? Și dacă primești ceva și nu-ți convine, data viitoare cum să vină la tine? Că se stresează omul. Dacă nu-i place, dacă o schimbă, dacă o aruncă, dacă o dă înapoi, dacă o pierde. Cum este în cazul tău, Carmen?
Dacă vine cu un cadou care ți se pare nu neapărat superficial, mai puțin inspirat, ce faci? Și ținai trebuie foarte... să recunosc că eu nu sunt într-o relație cum este Cristina și nu pot să spun că am primit vreun cadou de la iubit sau partener în ultima perioadă, dar țin minte de o întâmplare foarte haioasă când am făcut 19 ani. Și deși eram căsătorită, fostul meu soț mi-a adus un bibelou. Mi s-a părut total neinspirat pentru că era un bibelou cu Charlie Chaplin și un copil. Adică, efectiv, n-avea niciun fel de însemnătate. Cu Charlie Chaplin și un copil? Da, ciudat. Exact. Poate că avea o însemnătate, dar nu... Adică mi-a tradus-o. La nivel de subconștient. Exact. N-ai de unde să știi. Ar fi fost bine ca el să-ți comunice totuși, dacă a avut vreo intenție. Dar poate că a vrut să vadă ea dacă are vreo imagine, vreo epifanie, probabil. Eu știu, dacă prinde mesajul, a fi fost un test. E bine că nu ți-a adus. Cu siguranță a fost un test. Ideea este că am reacționat foarte drăguț, foarte frumos, l-am pus acolo, dar cu prima ocazie l-am dat. L-am făcut nevăzut, dar el oricum n-ai observat. L-a pierdut. L-ai pierdut. Bine că n-a venit cu răpirea din serai sau cu clasicul pește. Aia ar fi fost, da, bibelou. Să știi că astăzi la licitații înțeleg că aceste obiecte care o bună perioadă au fost anatemizate au început să aibă prețuri destul de drăguțe. Peste 10-15 ani cine își va mai aminti de carpetul celebru cu răpirea din serai sau de peștele bibelou? S-ar putea să aibă niște prețuri colosale. Dar, mă rog, e adevărat că perioada asta e una de, hai să zicem, efervescență așa și de încercare de a surprinde partenerele cu tot felul de cadouri. Pe de altă parte, aș vrea să aud de la voi, că trăim chiar l-am văzut pe Micuțul zilele trecute, umblăm pe YouTube într-un stand-up genial, vorbind despre masculinizarea femeii și feminizarea bărbatului. Și vrem, bine, termenii populari sunt, sau așa sunt alții, n-are rost să-i reproducem. Vroiam să vă întreb, din punctul vostru de vedere, ce ar trebui și ce n-ar trebui să facă o femeie pentru a avea un bărbat mulțumit acasă? Ce n-ar trebui să facă? Ce n-ar trebui și ce ar trebui? O femeie, în mod sigur, n-ar sigur că nu e o rețetă universală. Acum ce funcționează la tine? Eu spun ceea ce spun acum este universal valabil, credeți-mă. Să nu îl critique pe bărbat. Nu este bine să critici un bărbat, în ciuda... Putem să dăm în reluare afirmația asta. În ciuda durității aparente a sexului masculin, există o sensibilitate, poate chiar mai mare decât a femeii, în ceea ce privește forțele proprii și o vulnerabilitate în ceea ce privește încrederea în sine. Bărbații sunt învățați de mici să fie competitivi. Un bărbat în principiu cam așa își dovedește superioritatea prin dominare, prin dacă este reușite, critic, să zicem. Da. Deci cel mai bine, doamnelor, să nu criticăm, ci să cumva pe ocolite să venim cu întâi cu încurajare și apoi și de-abia apoi să scoți făcălețul. Este ca atunci când dai feedback-ul într-un companie, trebuie să încep cu părțile pozitive, după care să spui, da, știi, ar fi drăguț să încercăm să facem asta. Putem să facem cursuri. Dar îmi place de tine, Cristina, că tu ești foarte pozitivă și foarte asta. Eu uneori trebuie să recunosc că sunt mai dură, de fel nu reușesc să fac acest lucru pe ocolite. Dar cine a spus că eu reușesc? Nu. Eu am dat un sfat, dar n-am spus că reușesc. Să ne înțelegem. Este bine că nu este și soțul aici alături. Noi avem obicei să avem o relație destul de efervescentă cu destul de multe, cum să spun eu în română, nu, în engleză, panciuri așa, conflicte și așa mai departe, dar cred că ne ține cumva vii, astfel încât să nu avem conflicte din acelea mari și erupții odată la nu știu cât timp, mai bine din astea mai mici și mai dese, plus că amândoi vrem să dominăm, amândoi suntem competitivi și trebuie să avem dreptate. Undeva cedează cineva și aia nu sunt eu. Eu n-am înțeles partea asta cu transformarea dragostei într-o competiție. Este una dintre marile probleme ale cuplului în sine și ale familiei, să zicem, în momentul în care un cuplu se transformă într-o familie. De ce există această tentație masivă a partenerilor de a-l domina pe celălalt? Că nu de asta s-au luat. Adică, în principiu, s-au completat cu ceva. De ce se ajunge... Pot să răspund eu la chestia asta. Dacă mă întrebați pe mine,
nu cred că neapărat, nu știu, cel puțin din punctul meu de vedere vorbesc, femeile nu sunt întotdeauna competitive, dar bărbații oarecum vor tocmai să te îngrădească pentru că ei trebuie să-și dovedească superioritatea și în momentul acela când cineva încearcă să-ți îngrădească libertatea, o persoană puternică și o femeie puternică, cum probabil sunt și eu și sunt multe altele, atunci se răscoală și încearcă să facă ceea ce ele își doresc. Cred că dacă ar fi un fel de înțelegere și fiecare și-ar spune foarte clar ce își dorește să facă și ar fi de o acceptare și de o parte și de alta, n-ar mai fi acest gen de competiție. Deși, de fapt, nimeni nu este o competiție. Este o adaptare, zic eu, a partenerilor, pentru că vin întotdeauna două personalități care de multe ori nici la început nu se iau neapărat din dragostea aceea care ar trebui să unească un cuplu. De foarte multe ori este confundată, din păcate, cu pura atracție, dependență, obișnuință și așa mai departe. Știm foarte bine toate așa, aspectele astea. Astea da. Și atunci e clar că dacă nu există o fundație, se va duce de râpă casa aia, nu mai e de piatră. Cu toate astea, în ultimii ani, noi avem 8 ani de căsnicie și am... Mulți înainte! Mulțumim frumos să fie! La toată lumea doresc armonie. Deja o relație lungă, scuză-mă, fac o paranteză. În ziua de astăzi, dacă putem să pot să folosesc termenul ăsta, e deja o performanță. Da, că... dar am divorțat, teoretic am divorțat de vreo 4 ori. Da. Te rog! Și în glumă... Din același motiv sau le schimbați? Le mai schimbați pe parcurs? Aș vrea să spun că avem variațiuni, dar cred că... Cum se numea motivul? Da. Cam din același motiv de genul... M-am saturat! Cred că undeva toți oamenii căsătoriți au nevoie la un moment dat din timp în timp de o pauză. O pauză. O resetare. Pur și simplu o pauză de la... Cumva există o presiune a căsniciei, nici nu știu, deși n-ar trebui să fie. Dar cred că, așa cum spuneam, presiunea asta este fix acea adaptare de care au nevoie ambii parteneri să se ia unul după altul, să se completeze. E un proces acolo, să știi, și durează niște ani. Durează, dar tu ai spus, de exemplu, ce ar trebui să facă o femeie pentru a avea un bărbat relativ mulțumit lângă ea. În afară de a nu-l critica, mai trebuie să fie și... Cum să spun eu? Femeie. Ce înseamnă asta? Că nu mai știm așa. Dacă l-ascultăm micuțul, nu se mai știe. Un bărbat fericit, am observat că este un bărbat care are o femeie care încă știe să mai cocheteze cu el, să-l mai facă să simtă că este prădător. Bărbații au nevoie de treaba asta. Rubi, te rog să intri. Avem vizitatori. Da, ne formalizăm aici. Ce faci, Cristina? Da. Ladies first. Corect. Ai bună seara, mulțumesc de invitație, mulțumesc frumos. Ce vrei? N-am nimic, am teste la zi. Și eu sunt sănătoasă, tun. Da. Ce faceți? Așa că tot ok. V-am prins în noiul discuției. Da, uite, tocmai ne-a spus. Mă scuzați că am întrerupt. Poate ne completează ea acum cu treaba asta cu bărbații. Unde am ajuns? Ne spunea că a fost la treaba asta cu bărbații, nu știu dacă aș putea să... divorțului de 4 ori. Eu am întrebat-o, de exemplu, ce n-ar trebui să facă o femeie într-o relație pentru a avea un bărbat mulțumit sau relativ mulțumit lângă ea. Ce să nu facă să fie mulțumit? Păi ce să nu facă? Să se supună la orice are el chef, când are el chef, să comenteze mai puțin, să vorbească mai puțin. Eu acum o iau mai așa, mai în glumă și mai de suprafață și vorbesc de ce îl deranjează pe Robert la mine, că vorbesc prea mult. Asta sunt cicălitoare. Robert. Sunt enervantă, am o voce enervantă. Adică ești femeie. Voce enervantă? Da. Și ce bine că se uită acum la mine, ar fi putut el să completeze mai bine. Cred că auziți și ce am discutat până acum și nu e deloc, cum să zic, o seară ușoară. Este o seară dificilă pentru că mulți se regăsesc în anumite povești de aici, se vor regăsi cu siguranță. Spuneam că sunt în perioada asta, de exemplu, sunt mulți bărbați care trăiesc cu un stres inimaginabil, pentru că avem dintr-o dată 4 sărbători ale femeii și 1 martie s-a transformat. Carmen. Nu se știe ce a fost. 1 martie toată lumea a uitat. Știam că 1 martie este ziua femeilor și 8 martie ziua mamei. Eu așa sărbătoream când acum eram avem mică. Și Valentine's Day este ziua femeii și Dragobetele este ziua femeii. Avem 4 sărbători ale femeii. Da, dacă mulți se poate să primim cadouri mai des, de ce să nu... Mulți se despart după această perioadă. Pentru că bărbații, să zicem, mulți... Intră la sapă de lemn? Nu, dau greș. Iau cadouri neinspirate. Așa? Eu, de exemplu, înseamnă că, mai... părerea mea, că înseamnă că relații... Cunoaște, scuză-mă, Carmen.
am zis că nu ne cunoaște dacă iau cadouri neinspirate. Da, un bărbat care te cunoaște. Și cred că totodată poate să însemne și că relația lor nu este una solidă și reală dacă urmează, dacă se despart în urma unui cadou neinspirat. Adică o relație nu stă într-un cadou, nu stă în, exact. Stă în gesturi mici și în, nu știu, într-o dragoste mare, zic eu. N-ați speclit-o niciodată, Robert? De când ba da, uite, pas de exemplu nu mi-a luat nimic, de 1 martie nu mi-a luat nimic, dar, repet, la noi, relația noastră nu... Mult. Cum? L-ai cicălit prea mult? Nu, chiar deloc. De știe ce că să ajungă titlul mare? Știe că nu pun mare preț pe lucrurile astea, încă oricum nu mă simt, încă nu sunt mamă, sunt mama multor animale, dar nu sunt o mămică în adevăratul sens al cuvântului și nu cred că era încă meritul meu pentru buchetul de azi, dar mă bucuresc. Ești mămică de animale. Da, da. Și eu da, am fost și a fost animale. Destul de apropiată experiența. Acum fiind mamă, n-am să spun că, Doamne, este același lucru, desigur, dar aveam o cățelușă pe care o luam cu mine, o îngrijeam și așa mai departe. Și nu puteai să vezi dragoste mai mare decât păi cea da. Pe care... După am avut copii și am văzut dragoste mai mare, dar a fost destul de apropiată. Similar. Da, dar tot nevoie de protecție. De știu ce spui, pentru că în momentul ăsta l-am acasă pe fratele meu care are 6 ani și este la noi din luna noiembrie și este o dulceață de copil și la fel mă uitam la căței noștri, la pisicile noastre și ziceam, Doamne, eu nu cred că o să cunosc o dragoste mai mare, nu cred că dacă vine un copil o să fiu capabilă de mai multă dragoste decât asta pe care o simt și a venit ăsta mic și sunt leșinată după el. Îl iubesc la fel ca pe căței și ca pe pisici, dar pare când vine să-l ciupesc mai mult. Mai ales că e o vârstă genială, 6 ani. Doamne, eu înțeleg. Pe Robert nu-ți mai vine să-l ciupești așa cum... Îl ciupesc mai puțin, recunosc că l-am pe Robert. Vedeți că mă duc atunci să vorbiți despre ciupituri? Și unde pleci? Vină cu că te ciupim dacă pleci. A, nu, care cine să mă ciupească? Sunt convins, să știu. Sunt tot felul de statistici în perioada asta, apropo de bărbați și femei. Culmea, știți când este ziua bărbatului? Pe 9 martie? Ce că bărbații au stabilit data, dar au uitat-o. Sunt 3 zile ale bărbatului, bravo. La fel cum sunt uită 3 zile ale bărbatului, să repare scurgerea de la bucătărie sau da, astfel bune, de detalii. De ce trebuie să se priceapă un bărbat la treaba asta cu scurgerea de la bucătărie? Trebuie să fie gospodar. Un bărbat trebuie să fie gospodar. Dar asta era o chestie de vorbeam în Ceaușescu, adică erau, e, dar toți, și acum... toți erau policalificați, dar nimeni nu știa nimic să facă hai bine. Mă, lasă-mă! Ce vrei? Acum comandăm acasă de la supermarket, nici măcar la supermarket. Știi ce mi s-a întâmplat mie? M-am dus, am fost... Dacă e de schimbat un bec, să chemăm electricianul. Dacă e de bătut un cui, să chemăm tâmplarul. Dacă e de prea mulți bărbați, vezi? Perete, să chemăm zugravul. Dar... era să zic eu una, mai bine tac. Deci, nu e așa. Eram în Austria și mi-a murit frigiderul de mașină. L-am uitat peste noapte în priza aia banală a mașinii. Am chemat un individ ca să-mi conecteze mașina, să-mi bage curent, pentru că nu știa nimeni să facă treaba asta, n-avea nimeni cabluri. Mi-a luat 200 de euro. Deci doar mi-a conectat-o și mi-a zis, mergi o oră prin deci, Viena. Deci e chestii, eu nu mă pricep. M-am oprit într-o parcare în Viena, într-o parcare a unui supermarket și a venit o băbuță la mine, că ăștia sunt foarte ecologiști, foarte implicați din punctul ăsta de vedere și m-a certat că dau apăs accelerația și exersez motorul. Deci oricum am dat-o prost, dar ca să înțelegi, cam asta înseamnă societatea spre care ne îndreptăm. Păi și zi tu numai bine mai... de ăia 200 de euro îi cumpărai Cristinei o gentuță, un pantofior, o cremuță. Crede-mă că... că fac asta, da. Eu știu, dar mă bie întotdeauna loc de mai. Dacă m-aș fi priceput să încarc singur, n-aș fi reușit. Trebuia să oprească un austriac ca să pot să mă cablez acolo. Însă spuneam că societatea spre care ne îndreptăm este asta, în care nu mai știm de toate și nimic bine, nimic concret. Practic. Știm ceva și cam asta e... De aici apar foarte multe discuții în familie. Nu știu ce pretenții mai aveți din punctul ăsta de vedere de la bărbați. Că pretențiile sunt foarte mari în general în societate. Spuneam că bărbatul... De ce vă uitați la mine? L-am văzut pe Micuț într-un stand-up genial zilele astea și vorbea de masculinizarea femeii și de, el spunea altfel, feminizarea bărbatului. Și că bărbații intră în depresie când intră și partenerele lor, plâng la fel de mult, au devenit foarte sensibili. Nu cred că au devenit. Au devenit sau nu? Nu. Nu, cred că nu, au învățat să exprime. Exact asta. Faptul că au fost încurajați să exprime ceea ce în trecut erau învățați să reprime, asta cred eu că este diferența. Nu cred că sufletul unui bărbat diferă foarte mult de sufletul unei femei. Vorbim de suflete acum, nu vorbim de minte, da? Sau de trup.
Dar sufletul acolo înăuntru, durerea o percepe la fel un bărbat, suferința, pierderea... Percepările sunt aceiași. Traumele, toate sunt resimțite la fel, doar că înainte băieții erau învățați, clasicul un băiat nu plânge, dar noroc cu piesa holograf și atunci... Era asta după 90. Și băieții plâng câteodată, piesa asta ne-a învățat. Nu, acum chiar nu fac, nu o spun așa la... Am râs pentru că îmi place mie să râd, dar este o piesă foarte faină. Și uite că ne-a învățat faptul că și băieții plâng câteodată, da, chiar și bărbații, deci să nu se facă diferență. Este corect față de noi să ne exprimăm emoțiile, dar nu, părerea mea e că nu trebuie nici să exagerăm cu chestia asta, să nu ajungem să punem emoțiile și greutățile noastre pe cei din jur. Adică... Robert plânge des? Nu, dar ar putea. Se părea mai cool dacă ar plânge. Nu, nu plânge. Cred că l-am făcut să plângă de vreo două ori. Mai bine nu ziceam? Nu știu. Nu, cred că l-am făcut să... Îți dai seama, ne-am mai certat și noi suntem amândoi pasionali, suntem vărsători, suntem aprigi și impulsivi. Ce-a căzut, te ajut? Dar... Am conștiința pe jos. Și punem foarte mult suflet. Și na... Ne consumăm emoțiile și ne permitem să le trăim unul față de celălalt, mai ales după aproape 9 ani de când suntem împreună. Sunt foarte mulți ani, ca și cum înainte ai fi stat 30 de ani, ca asta îi spunea și Cristinei. Pe vremuri, da, oamenii stăteau cu foarte multe minusuri 50 de ani împreună și poate nu mai aveau niciun fel de relație, dar pentru că societatea era destul de restrictivă și oprobiul public era foarte mare și oamenii țineau foarte mult cont de treaba asta, nu se despărțeau, deși aveau, să zicem, relații extraconjugale de foarte mulți ani. Dar, într-adevăr, bărbatul, apropo de ce spunea Cristina înainte, era mult mai introvertit sau își reprima toate trăirile și pornile pentru că nu era învățat să le rate, dar avea foarte multe relații extraconjugale. Pe de altă parte. Adică se ducea și la femei. Și ce, ziua de astăzi nu mai au sau ce? Păi nu știu. Se spune că bărbații sunt mai loiali. Se spune că bărbații sunt mai loiali astăzi decât înainte. Sunt tot felul de statistici, bineînțeles, făcute de britanici. Abar n-am decât adevărate toate sau nu. Toate vin de la britanici. Toate, da. Se știe că sunt politicoși. Din punctul meu de vedere, nu e neapărat un bărbat. Poate să-și exprime emoțiile și sentimentele. Ce mi se pare mie... Faptul că au început să se feminizeze este faptul că se plâng de absolut orice. Sunt meteosensibili, nu știu să rezolve problemele. Și dacă s-a stricat, de exemplu, o priză în casă, este datoria lui să cheme pe cineva care să facă și să facă treaba până la capăt. Chiar astăzi am văzut un TikTok foarte funny legat de chestia asta și mi s-a părut total adevărat. În engleză era făcut, dar totuși foarte actual, la modul că eu nu sunt nici instalator, nici nimic, dar când vin acasă vreau să-mi gătești un tort, cineva stai, dar știi, eu nu sunt bucătar. Stai că nici femeile, nici femeile. Da, la TikTok-ul ăla mă gândeam și eu, Carmen, mai devreme când mi-am pus frână, am zis, gata, până aici. Stai un pic, dar care era job description-ul femeii înainte de 89, ca să ne amintim, că nu mai știu. Casnică. Femeia trebuia să stai acasă mai mult. Nu, nu, că munceau și femeile, nu aveai voie să muncești. Era altul, să fie, nu știu cum, acasă, nu știu cum la masă și nu știu cum la altă casă. Și acum, ceva de genul pe acolo. Trebuia să gătească foarte mult. Întotdeauna era expresia dragostea trece prin stomac, nu? Nu am înțeles niciodată expresia asta. E greu după ce ai mâncat mult să... Păi stomacul e al doilea creier. Ceva de... dar astăzi femeile nu prea mai gătesc acasă. Gătesc femeile acum, sincer, apropo de masculinizarea femeii. Gătesc? Da, normal. Femeile pot face o grămadă de lucruri, Madalin, și tu știi foarte bine, pentru că ai lângă tine o femeie foarte puternică, o femeie și de carieră și de casă, și știi mai bine ca oricine că femeia în ziua de azi poate să fie și mamă și tată și orice este necesar să fie în momentul în care îi se cere. Și ce să mai zic? Am zis tot. Suntem tar rău. Există această senzație că ne schimbăm, că trecem printr-un fel de fază de matriarhat care nu știm unde va duce. Asta probabil din cauza... Păziți-vă, ce să zic atunci? Din cauza fazelor de tip corporate sau generații corporate care percepe altfel realitățile sau le schimbă altfel. Trăim într-o societate în care totul e politically correct. Uite, vedetele de la Hollywood își cresc copiii în filozofia asta gender free, fără sex, unisex. Adică la modul în care... Mamă, dacă schimbă sexul și faci operație de sex, schimbarea de sex la 12 ani, perfect, eu sunt de acord. N-am de ce să nu... Asta e nou trend. De asta spuneam că nu știu cum s-a întâmplat de toți psihologii, sociologii vorbesc despre masculinizarea femeii și feminizarea bărbatului, dar e clar că trecem printr-o societate în care peste noapte apar tot felul de trenduri. Da, nu știu de unde au pornit.
Dar oricum ne vindecă ăștia acum cu COVID. Se întâmplă lucruri. Suntem martorii unor unor evenimente istorice, chiar și ăsta prin care trecem acum. Și urma lege, vorba lui mama aia. Vedem mai încolo ce o fi și cum ne va afecta toată libertatea asta sau toată... Am început să ne schimbăm casele. Tu ai fost în transformări masive anul trecut. Adică ne amenajăm curțile dacă stăm la casă. Ai jacuzzi pe terasă. Nu stai seama. Ce să fac dacă am terasă? Vorbeam cu Cristina, nu știu, n-am mers lift în ziua în care ți-a dus... Da, ți-a zis Cristina. Da. Nu că n-am mers lift, n-am încăput cada în lift, n-am încăput nici în casă, a trebuit să spargem un perete, să urce vreo 17 etaje cu ea în mână, vreo 200-300 de chile cât are o cadă de aia, nu știu. Dar... Na, ne izolăm, ne creăm un mediu în care să, normal, care să ne permite să ne izolăm de fiecare ce se întâmplă în afară. Noi ne-am luat pianină, tot atât au avut, 200-300 de chile. Eu degeaba mi-ajută. De încărat-o cu greu, dar ne ajută. Normal, îți creezi bula ta, îți creezi universul. Eu mă afund în muzică și este foarte bine. Muzica este o terapie. Este. Dar în perioada asta, Carmen, în perioada asta în care mulți au stat în casă, uite, vorbeam cu Rareș Bogdan și cu soția lui... săptămâna trecută și care spuneau, cred, că s-au redescoperit în pandemie. Sunt cupluri care, în schimb, s-au trezit în situația de a-și petrece foarte mult timp împreună și nu s-au mai redescoperit, s-au descoperit de tot. Și au terminat cu relațiile. Cum e pentru tine perioada asta? Ziceai că nu ești implicată într-o relație în acest moment? Ești liberă? Da. Sunt liberă de contract. Și e bine așa. Momentan. Dar pentru mine a fost o perioadă bună pentru că am avut copii acasă și am stat foarte mult împreună. Copiii mei sunt foarte mari și fiecare era la școală, unul ultimul an de liceu în afară. Care școală? Care era făcut 20 de ani, este primul an de facultate. Wow! Cum trec anii. Erau micuți, vorbeam. Să străiască. La dar ea arată ca în primul... Na, bine, al doilea an de facultate. Da, e... Facem un sport, se întreține, e vegană. A fost mai că au venit și eu acasă și am stat mult timp împreună. Aia a fost partea frumoasă. Ești, tu nu ești doar vegană. Cum, ce spuneai că ești când mi-am... Raw vegan? Cumva? Nu, raw vegan. Flexitarian, nu sunt vegan. Flexitariană. Ești flexitariană. Flexitarian? Flexitarian. Ce n-am auzit. Ce înseamnă asta pentru cei care ce se... Ce e flexitarian? De la care se flexează mult pe internet? Nu, dar e ceva flexibil. Ceva care este permisiv, adică mănânci din... Da. Câte puțin din toate? 70% vegan și cam 30% îmi place mie să spun mici plăceri vinovate. Mănânc și carne când... Omnivor, adică. Da. Apoi cred că înseamnă că așa sunt asta înseamnă. Mică. Dar mi se pare cea mai cool chestie, dar stai un pic. Flexitarian mă prezint de azi înainte. Adică mănânci toată ziua? Da. Nu respecti un program, un anumit interval orar... e vreo șmecherie aici, e un truc, n-are cum să fie doar așa, 70% mănânc nu știu ce și 30% ce vreau. Mi se pare genială treaba. Da, că nu calculez atât de mult proporțiile, ține foarte mult de organism. Din punctul meu de vedere, de exemplu, eu când sunt acasă nu am nimic de origine animală, adică carne în general. Mai mănânc ouă pentru că îmi place să-mi fac omletă, mai ales când fac sală. Mai ales când e singură. Asta este partea animală. Dar în general mâncăm foarte multe legume, fructe, paste de orez și tot felul de chestii de genul foarte acesta. Bun. În schimb, când sunt plecată și acum cum s-au redus plimbările, mai gust și testez chestii din bucătăria locală și acolo unde merg. Și partenerul tău, viitorul tău partener, trebuie să funcționeze pe aceeași schemă sau... Nu sunt atât de strictă la chestii și de dacă genul. Dacă el e cu ciorba de burtă și cu micii și cu treburi de-astea neauște românești, cu sarmale, cârnați, piftie? Da, mănânc. Piftie nu-mi place, sarmale da. Deci n-ai o problemă. Nu. Chiar nu. Fiecare este liber să-și aleagă singur ceea ce este mai bine pentru organism. Dar trebuie să știe să repare o priză. Sau să se ocupe, să cheme pe cineva care știe să prepare o priză. Nu trebuie neapărat să le... Să aibă abonament la o telefonie mobilă, nu? Da, clar. Și bunăvoință. Aia este cel mai important, ca el să se ocupe de chestia asta, pentru că da, atunci când se strică o cămașă și trebuie ceva dus la curățat, clar nu-l chem pe el să facă acest lucru. Da, pe tine te-am auzit, sau mă rog, am văzut un interviu pe care l-ai acordat în care spuneai că ți se pare normal ca partenerul tău să nu meargă cu tramvaiul, adică să aibă totuși un statut social, financiar, asemănător cu al tău.
Ai spus asta sau nu? Nu, cred că a fost o discuție legată pentru că am avut și iubiți care nu aveau nici mașină și doar eu aveam mașină. Dar da, eu am văzut milionari care nu conduc mașini, deci nu e o problemă. Dar au șoferi. Exact. Vezi? Dar ea n-a zis că n-avea șofer. Ea n-a zis că n-avea șofer. Dar mi se pare că trebuie să fie cumva echilibrat pentru că atunci partenerul se frustrează și cumva atunci intervine marea frustrare. Când de fapt el depinde tot timpul de tine ca și femeie să facă orice lucru. Trebuie să mergem într-un loc, tu n-ai mașină să pleci, depinzi de mine și de programul meu. Aici mi se pare o problemă. Apar niște dificultăți. Din punctul ăsta de vedere, cred că este normal să aibă o mașină. Nu neapărat ultimul tip, dar o mașină de om normal, decent, nu. Uite, Corneliu Vadim Tudor nu reușise să conducă niciodată o mașină. Și a dorit, săracul, dar n-a reușit. Eu îmi doresc, am terminat școala de șoferi, a expirat, a trecut peste mine, n-am dat examenul. Și Robert înțeleg. A făcut și el de două ori școala de șoferi. A terminat, a expirat, n-a dat examenul. Ce faci în situația asta, Carmen? Minunat. Când ambii parteneri sunt bătuți în cap și nu-și iau carnetul. Și... Da. Vezi, mă, încă o dată, vă potriviți perfect. Deci, da. Degeaba da, ce călești, da, e al tău. E al tău. Bun, are... Suntem ca sarmaua. Dar cum e cu banii? Pentru că de aici pornesc... Într-adevăr, se spune că așa numita masculinizare a femeii vine și de la faptul că multe femei au început să câștige mai bine decât bărbații. Și aici apar o serie de frustrări. Se spune că 25% de altfel din femei în acest moment câștigă mai bine decât partenerii lor. Cred că partenerii lor ar trebui să fie mândri de asta. Așa este. Asta înseamnă că au lângă ei niște femei mișto care se descurcă în orice. Dar ele? Ce? Ele, tu, de exemplu. De ce nu? Trebuie să înțelegem și perioada în care ne aflăm. Sexul vinde, frumosul vinde. Femeile vor fi întotdeauna mai appealing. Pentru rețelele de socializare, clar. Și nu numai. Ne referim doar pe rețelele de socializare. Când te uiți la un film, vezi o femeie frumoasă în primul rând, nu vezi un bărbat frumos. Adică poate sunt eu un pic cu situația răsturnată, dar mie, eu văd frumosul în femei, în general, pentru că avem mai multe detalii, mai multe aspecte, mai multe... Deci e mai ușor pentru o femeie astăzi? Da, poate fi mai ușor. Ce puțin pe rețelele de socializare. Dar asta nu Instagramul, de exemplu, favorizează clar femeile. Probabil și pe TikTok. Ce zic, eu urmăresc numai asta, fete dezbrăcate pe Instagram și frumoase. Că o fi bine, că o fi rău, nu știu. Deci sexul vinde, ce frumos. Te văd, Cristina, cu rezerve față de povestea. Bărbații ar trebui... Necunoștință de cauză, iertați-mă, vă rog. Nu ești foarte activă sau ce pe Instagram? Foarte activă. Foarte activă nu sunt nici eu. Mai taie din ele. Deci nu sunt nici măcar activă, nu. Nici eu, să știi că nu sunt foarte activă. Am asumat un alt rol și n-ai cum să faci bine și rolul acela și să mai și fii activă pe rețele. Dar pe YouTube e la fel? Femeile sunt mai interesante? Monetizează mai bine decât bărbații? E o perioadă, cel puțin pentru artiști, din cauza acestei crize medicale, în care artiștii par să se fi refugiat pe YouTube. Aici sunt două cântărețe, Carmen, mă rog, e în zona antreprenoriatului și are o mulțime de alte activități, dar am văzut că mulți artiști în această perioadă câștigă din YouTube, pentru că nu mai au concerte. Am deschis o rubrică, am inițiat o rubrică Artiști în pandemie și mulți dintre ei au avut curajul să spună că n-au avut concerte deloc anul trecut sau nu au câștigat niciun ban. Da. Tavi Colen a fost joia trecută aici, în platou, și a spus că trăiește pe banii soției de când a început această criză medicală. Nu este un secret că nu sunt evenimente. Știe toată lumea. Nu sunt evenimente, nu sunt spectacole, nu sunt filme. Mihai de la 3 Sud-Est a spus că au cântat am trecut de 3 ori. Bine, a trecut și prin faza COVID. A avut chiar o formă destul de nasoală, dacă așa, de COVID. Da, am avut o cântare la jazz, la Timișoara de jazz, voiam să spun, chiar cu fostul meu profesor de violă din liceu. A fost o experiență foarte faină și spectatorii erau distanțați, purtau măști și ne-am simțit foarte bine. Dar nu ți s-a părut horror? Sau? Eu n-aveam mască, deci nu mi se părea nimic horror, pentru că pentru mine, în momentul în care mă angajez în treaba asta, nu mai există decât momentul respectiv și plăcerea. Aia e, când ești acolo, doar... Ce mai contează? Fericirea. Am făcut ca toate alea, am țopăit, mi-am dat jos papucii, deci toate cele, era așa vară. Așa fac și da. Ce mă bucur, trăiesc. Dar au fost totuși puține momente, adică da, față da, de înainte. Puțini oameni față de cum ar fi fost un concert normal în aer liber, în toiul verii. Și practic, într-un oraș mai european. Mult ai stat cu soțul, de care ai vrut să te despărți de 4 ori, și cu copiii.
Dar ce cuplu normal nu vrea să se despartă de cel puțin 4 ore? Nu, am zis că am divorțat teoretic. Despre ce vorbim? Am zis că am divorțat. Este o diferență între azi. Eu n-am vrut să mă despart niciodată. Am divorțat. Auzi, n-am certat-o. Pentru că să-i arunci soțului că divorțăm este ceva mult mai puternic când mă despart de tine. Ce mă despart-o? Asta cu divorțul. Cu... Și dai șahmat. Îți dai seama, de fiecare dată tu i-ai dat vestea asta sau am mai încercat? Ei, dacă nu a fost nicio veste, nu i-am spus niciodată să divorțăm, niciodată, deci să se înțeleagă, nu scrieți titlul, că n-aveți de ce. Nu, a fost doar în glumă, adică la nervi spusă, dar niciodată nu i-am spus, hai să mergem, Doamne, nu. Nu v-ați apucat efectiv. Nu. Da, zic, ok, nu mai, asta e ceea ce știi tu să faci, cânti foarte bine. Cumva ați stat la Vidra, v-ați luat acasă la țară undeva și asta este... A fost probabil una tu. Am construit-o după schița soțului meu, care s-a implicat foarte mult și în treaba asta și vreau să spun că el este vil închiriez, dacă vreți, știe, și cu prize și cu becuri. Ce tare! Construiește și repară, inclusiv la centrală s-a băgat, deci vă rog frumos. E foarte bine că vrem să facem schimbări în casă. Așa că acum se miră toate femeile. Și de ce ai zis că ai divorțat de asemenea? Pentru că femeile sunt așa nebune și câteodată... Pentru că, uite, ea zic că e vărsător, eu sunt leu. Acum imaginați-vă, dacă vărsătorii sunt pasionale, ei cum sunt? Sau leoaicele? Am și o scuză în viața asta? Am, bun. Iar el e scorpion. Atât am avut de spus, la revedere. Am înțeles. Am plecat acasă că mă sună. Drăcoși cu toții. Cu banii e clar, cel puțin în privința voastră nu cred că ar trebui să se pună problema. E adevărat că... Banii să fie mulți la toată lumea, de asta zic. Asta este. Nu? Nu, cred că apar discuții la voi legate de bani în familie, așa cum se întâmplă, din păcate, în cazul multor familii. Și nu sunt de condamnat nici acele familii, o perioadă specială. Doamne! Noi au fost discuții, noi am trecut prin perioadă grele. Soală. Da, da. Să nu trecem atât de ușor peste acest subiect, pentru că zic eu că este unul foarte important, în afară de râsete, glume, care sunt binevenite și ele, dar am trecut de sigur și în situația noastră cu doi copii care necesită terapii, terapii care costă foarte mult. Chiar, ar trebui, cam de ce buget ați avea nevoie pentru a avea într-adevăr terapiile perfecte pentru ei? Să fac un calcul așa estimativ. Deci pentru un copil fac, nu doi. După aia socotiți voi ori doi, da? Dacă ar avea nevoie de logoterapie și kinetoterapie, care sunt de bază și peste care nici nu poți trece atunci când ai un copil într-o situație specială, fie că vorbim de autism, care, se știe, sunt foarte multe cazuri în creștere, fie că vorbim de sindrom Down, fie că vorbim de alte afecțiuni neurologice. Ar fi nevoie de cel puțin un 3.000 de lei lunar, doar am pentru, zis 1.000 de euro, da, să zicem, doar pentru terapii de bază, unde punem la socoteală inclusiv transport, da? Pentru că unele terapii se fac doar în anumite centre mari. Nu toată lumea stă în capitală și nu toată lumea stă într-un oraș mare. Unde sunt centrele alea? Că... Există în Sibiu, există în Oradea, okay. În Cluj. Ce faci dacă ești în București? Wow. Există în București, dar foarte puțin, în Constanța, din câte știu. Unde există în București centre private? Centre private, da. Pot să spun nume? Da. Noi, de exemplu, mergem la Kineto Bebe și suntem susținuți de asociația Magic, Magic Help, care ne finanțează, practic, pentru că noi... Din ce anume am putea să... Din indemnizația de handicap, care este, mă înțelegeți, nici măcar salariul minim pe economie, nu cred că este. Este foarte complicat. Și da, ce au fost discuții greu, de la această, pornind de la această situație, în momentul în care te vezi nevoit să-ți numeri inclusiv monedele, să te duci să faci cumpărături, intervine și în cuplu această problemă. Și asta este. A fost o perioadă, am depășit-o. Cum ați depășit aceste momente? Am depășit-o prin pentru crearea... Sunt oameni care se uită la noi și care prin crearea unei asociații prin care se pot colecta, iată, aceste sume care vin din taxele datorate către stat, impozitele, și firmele pot să facă la sfârșit de an treaba asta, inclusiv persoanele fizice, din salariu, să doneze 3,5% din impozitul datorat către stat, se pot duce, iată, la familie, asociații și așa mai departe, ONG-uri. Și aceste, ca să vă spun și de treaba asta, pentru că mulți vociferează că, domnule, prea multe asociații, că ce faceți voi acolo de fapt? Vă duceți pe iahturi în Dubai? Ce faceți? Zic corect că eu jur, habar n-am.
Sunt actor în Dubai, da? Bun. Sunt și în Dubai. N-am fost în viața mea și nu regret și nici nu-mi doresc, dar vreau să spun, aceste asociații și ONG-uri au apărut ca ciupercile după ploaie pentru că statul român nu se ocupă de noi. De noi, oamenii care avem o situație specială, iar situațiile speciale nu apar doar intrauterin. Ele pot să apară pe parcursul vieții oricând. Oricând te poți trezi că ai o dizabilitate în urma unui accident, unui eveniment, unei boli. Mi s-a întâmplat da, mie cu cazul lui Filip. Da, se întâmplă la foarte multe lume și îmi scrie în privat, îmi scriu mulți oameni care spun că au ori o rudă, ori au în familie, le este rușine să-și expună situația, preferă să o ascundă una, pentru că avem o mentalitate, cum că dizabilitatea ori vine în urma unor păcate săvârșite de către părinți sau părinții părinților sau așa, deci sunt niște... Nu cred că există. Așa? Ori că ți-ai meritat-o, că uite, că ai fost așa și pe dincolo, femeile cum sunt judecate. Bun, acum știm cum e cu hate-ul de pe rețele. Da. Așa, are și un nume, nu? Hate. Ba. Aia era. Bun, dați cu hate-ul înainte. Acum, revenind la... Am auzit și că ești de vină că i-ai ținut. Da, sunt de vină inclusiv că am dat viață. Deci, cred că mai degrabă ar fi iertat un criminal care ar fi luat viața cuiva decât unei mame care a ales dragostea pentru copiii ei. Pentru că imaginați-vă că, indiferent ce teste ai face și la ce vârstă gestațională, din momentul în care ți-ai dorit copiii, iubești. La mine așa a fost. Nu știu, poate nu vorbesc pentru toate mamele. Dar mi-este imposibil la 6 luni de sarcină, când sunt anunțate de o suspiciune de un cromozom în plus, da, la unul dintre asta copii, e daună, de fapt. E un cromozom este imposibil în plus. Să le spun, mami, v-am iubit până astăzi, de astăzi ne luăm rămas bun, căci eu vreau niște produse perfecte. Nu, erau ai mei și sunt ai mei în continuare și mi-aduc atâta bucurie în viață cât aduc și cât aduc oricare copil tipic, cât aduce, stați să fac și acordurile muzică, cât aduce orice copil tipic în viața oricărui părinte. Aceeași bucurie. Acum greutățile și provocările așa vin din partea, iată, aceste situații în care statul nu face absolut absolut, nu vreau să exagerez, dar nu face prea suficient. Puțin, prea puțin, exact. Și noi am fost și la ședințe de guvern. Știi că la noi ca să... Te rog, scuze. Am fost la asta, voiam să închei cu asta, că am fost la negocieri cu oameni politici care nu au habar cum e situația în teritorii. Nu au habar de cifre, de statistici, de absolut... Nu, la noi sunt doar discuții legate de faptul că se plătesc prea multe alocații sau ajutoare pentru categoriile defavorizate cu dizabilități din România. Din când în când se mai schimbă un guvern care ia în discuție și tăierea acestor... Da, sunt oameni care profită. Venituri acordate familiilor care au astfel de situații. Într-adevăr, costă... Și eu, cel puțin pentru Filip, am cheltuit ani de zile 2.000 și ceva de euro pe lună, 3.000. Da. Dacă vrei să ai toate terapiile posibile. Da, eu am zis acolo cele două de bază și este o sumă... Și am avut de la americani la tot felul de personaje care trebuiau aduse și așa mai departe. Știu ce înseamnă. Ce înseamnă calvarul unui părinte care n-are acești bani și nu poate să facă nimic. Dar ca să totuși să ne întoarcem la... Niște copii fericiți, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că am unii merită niște familii iubitoare care își dedică fiecare clipă a existenței în tratarea și în evoluția lor ca personalitate, ca și condiție. Adică sunt convinsă că pentru tine, Cristina, fiecare gest mic și fiecare realizare este o fericire inimaginabilă, mai mare decât o poate avea orice altă mamă. Eu mi se face pielea de găină când mă gândesc. Nu, cred că ești pregătită să fii mamă. Eu iubesc foarte, foarte mult viața, animalele, sufletele frumoase și copiii și animalele au cele mai... sincere și cele mai curate suflete și n-ai cum să nu iubești. Și înțeleg dragostea asta, pentru că am frați mai mici și l-am pe ăsta mic care e aici, îmi vine să respir. Eu zic că la anul venim la botez. Nu, nu vă grăbiți, că am de crescut... Nu știu câți. 13 animale și încă stau și mă chinui că nu vreau să-l dau pe frate înapoi, vreau să-l păstrez, deci s-ar putea să mă vedeți de dimineață cu el la grădiniță. Super tare, în ce n-ar fi, ok, cool. Da, din cauza animalelor. Sunt niște copii norocoși că v-au și vă dedicați lor în totalitate. Doamne ajută ca toți copiii care se nasc cu astfel de condiții să dea de familii și de oameni la fel de dedicați și de familii la fel de iubitoare. Da, așa este. Din cauza animalelor.
Din cauza animalelor, n-ați vrut niciodată să vă despărțiți, Ruby? Nu, dar ne vine să ne luăm câmpii, ne vine să te despărțim de ele câteodată. Că nu prea poți să pleci în concediu, aveți de fiecare dată cu cine să le lăsați, când plecați undeva. Nu poți să pleci cu... Poți să pleci, dar e dificil, da. E foarte greu. Trebuie să duci o grămadă de căței la veterinar, o grămadă de pisici. Avem noroc cu prietenii noștri de la Animus Vet care ne sprijină și ne cresc toate animalele încă de când erau micinile. Dar noi am fost în două vacanțe în anii noștri de relație. Cu toți? Nu, noi doi, în două vacanțe. N-am fost cu căței și cu pisicii. Am fost, de fapt, cu Diego, am fost pe la Vama Veche. Nu le pun pe astea bușteni, Vama Veche, Mamaia, asta, da, asta nu le pun vacanțe. Zic și eu vacanțe de-astea. Exotice. Da, exotice. Internaționale. De-am trecut granița. Trei vacanțe, că am fost și la greci, scuze. Da, am mințit. E greu și cel mai greu e că ai foarte multă, foarte, foarte... După voi ne-am luat, după voi ne-am luat, când voi ne-ați dat curaj să mergem la greci, pentru că auzisem tot felul de chestii triste despre trecerea graniței și... Da, am înțeles că nu e așa. Tu, te fată, stai acolo la vamă 5-6 ore, dar la sfârșit ajungi la mare. Așa stai pe canapea 5-6 ore și la sfârșit ajungi pe canapea. Am stat 30 de minute, am stat mai puțin. Mă rog, a fost... Ați fost norocoși. Noi fost, poate ajungi în altă parte de pe canapea, dacă ai noroc. Hai să încheiem într-o notă optimistă despre iubire, așa. Pentru că e 8 martie și o perioadă totuși mai romantică, în care bărbații se străduiesc să fie mai atenți cu partenerele lor. Carmen, ce ar trebui să... Care sunt aturile pe care ar trebui să le aibă viitorul tău partener? Acum ai trecut prin tot felul de momente, ai tras concluziile. Să știi că noi am făcut un profil. Eu am constatat că sunt mai bărbătoasă, pot să spun așa, în funcție de bărbatul care este lângă mine. Am întâlnit și bărbați și la cât de înțepate sunt eu, eram cu minte ca un mielucel. Cred că este de el, cum se impune, de... Nu pot să spun că trebuie să aibă anumite calități în mod special. Trebuie să fie carismatic, să aibă Carmen, chimie. Cred că pare că dacă nu se ridică la nivelul așteptărilor lui, ei îl bate. Sincer îți zic. Pare genul care îi dă o bucată și imediat îl trezește de la realitate. Băiatule! Ei speriat. Mai am din asta să mai scutur puțin, dar nu în primele luni, mai încolo puțin. Deci are o perioadă de grație, vreo 3 luni, 4 luni, dar un moratoriu, ceva de genul ăsta. În regulă, aș vrea să... Ruby, poți să rămâi și după publicitate? Avem o... Nu știu dacă... Sigur că da. Poți discuta? Este un subiect foarte puternic. Așa, dacă e foarte puternic. E un caz medic. Pregătită. E o situație medicală, dar cu toții trecem prin perioada asta. Cu toții am avut, dacă n-am făcut COVID, am avut prieteni care au trecut prin tot felul de momente. Toți avem o părere despre etapa asta prin care trecem. Avem nemulțumiri și avem așteptări sau speranțe. La Sibiu este o anchetă explozivă într-un cotidian local. Anchetă potrivit căreia medicii de la secția de ATI de acolo ar fi aplicat rele tratamente unora dintre pacienții de COVID, unora dintre bolnavii de COVID și au dat dovadă în anumite cazuri de neglijențe criminale care au dus la moartea mai multor bolnavi decât prin alte părți din țară. E o poveste care a explodat și care, sigur, generează tot felul de reacții. Ministrul, de exemplu, Vlad Voiculescu, n-a putut fi găsit. Colegii de la știri spuneau că, ce puțin una dintre colegele de la știri spuneau chiar că a blocat-o în momentul în care l-a sunat pentru așa ceva. Mai mulți responsabili n-au dorit să se implice în această poveste și să comenteze, dar sunt, totuși, oameni care au funcții sau pot gestiona astfel de situații și care ne-au spus câte ceva. Ne întoarcem și discutăm pe marginea unei teme care este extrem de puternică și care, din păcate, poate să regăsește și în alte zone din țară. Bombă jurnalistică, dezvăluiri incredibile despre culpe medicale, rele tratamente aplicate pacienților cu COVID și incompetență criminală. Asta susțin jurnaliștii de la Turnul Sfatului, pe baza mărturiilor cutremurătoare ale unui cadru medical de la Spitalul Clinic Județean Sibiu. Vorbim cu specialiști de marcă pentru a încerca să înțelegem mai bine culisele acestei povești terifiante.